dubla 2. Ai venit la un nou vlog. O să ținem acest vlog scurt pentru că e frig și n-avem multe de zis. Cine-ți fură drona? Vântul. Vântul poate să-ți fure drona pentru că este prea puternic. Dacă vântul bate dinspre tine spre dronă și tu vrei să vii cu drona spre tine și vântul e prea puternic, drona o să plece. Pentru că Mavic Mini, de exemplu, este o dronă micuță, ușoară și nu este foarte forțoasă. Dacă ai o dronă mai mare, poate că ai șanse, dar drona asta mică nu o să aibă șanse. Așa că am văzut pe internet și pe grupuri oameni care au pierdut drona pentru că vântul le-a furat-o. Vântul fură drone. Și drona s-a îndepărtat de ei și n-au mai avut ce să facă. Mai apoi, ei fac o greșeală foarte mare. Oamenii ăștia care pierd dronele apasă pe butonul de return to home acesta. Și atunci drona ce face? Se ridică mai sus ca să vină până la tine să aterizeze. Greșeală fatală și asta este ultima greșeală pe care o fac, pentru că ce se întâmplă cu vântul mai sus? Bate mai tare, exact. Și atunci drona se îndepărtează și mai tare și n-are putere să se întoarcă. Ce poți tu să faci ca să fii deștept este să treci pe modul sport ca să aibă drona mai multă putere, să cobori pentru că vântul este mai lin sau bate mai încet mai jos și să încerc să vii înapoi. Dacă nici atunci nu poți să vii, încearcă să găsești un loc bun de aterizare, un loc unde să poți să aterizezi în siguranță și să nu lovești pe nimeni. O aplicație foarte bună pe care poți să o folosești este UAV Forecast. Ea îți spune dacă poți să zbori, dacă condițiile sunt bune. De cele mai multe ori aplicația asta o să zică că nu poți să zbori, la fel cum este astăzi, pentru că este prea frig și poate să ningă. Atenție, când ninge, cel mai bine este să ai bateria destul de încărcată. Eu sunt aproape de 100%. Telecomanda e la 60%, ceea ce nu e prea bine, dar drona este cea mai importantă. Ce îți mai recomand pe final este să nu zbori cu bateria iarna până ajungi la final. Pentru că dacă zbori cu bateria până ajungi la final, ai posibilitatea să nu mai ai multă tensiune în baterie și să-ți cadă drona. Acum ne grăbim să zburăm pentru că e frig și mi-au înghețat mâinile. Nu uita să ții mănuși dacă zbori cu drona iarna, deși iarna asta pare că s-a dus. Asta a fost tot, mersi că te-ai uitat. Dacă ai întrebări despre drone, scrie-mi sau ne auzim. Ciao!